Trei brazi falnici aflați în curtea colegiului Nicolae Grigorescu au fost doborâți la pământ la începutul acestei săptămâni. Tăierea lor a stârnit reacții pe Facebook din partea elevilor și a foștilor absolvenți care au postat fotografii cu mesaje de adio. Cei mai vehemenți dintre ei au cerut chiar demisia directorului interimar Roxana Stan. Din punctul meu de vedere, om care sau persoana care am învățat și în Grigorescu, consider că este un abuz. În primul rând, din partea celei care a făcut această cerere la primărie, apoi din partea celui care a aprobat acest lucru. Asta era o măsură, dacă vreți, necesară. Eu nu spun că e ușor să vezi un arbore doborât, dar în același timp să-l observați pe cel de dimensiuni și mai mari, care este în apropierea acelora, care este lângă terenul de sport. Îl vom ocoli cu asfaltul, dar acela nu e înclinat, este dezvoltat simetric și riscurile nu sunt atât de mari ca la ceilalți. Cei trei brazi aveau rădăcini la suprafață, tulpina înclinată, iar coronamentul asimetric din cauza semiumbrei în care au crescut chiar lângă clădire. În plus, fiind un lemn de esență moale, iarna se putea încărca cu zăpadă și exista riscul să se prăbușească. Tăierea arborilor din curtea interioară a Colegiului Național Nicolae Grigorescu s-a făcut la solicitarea scrisă a conducerii colegiului, motivat de faptul că arborii sunt înclinați și afectează siguranța copiilor, de faptul că nu mai sunt iluminate corespunzător 12 clase și este necesară folosirea luminii artificiale în clasă, de faptul că rădăcinile copacilor afectează structura de rezistență a clădirii. Pe locul rămas gol vor fi plantate alte conifere, dar cu o înălțime de 2,5 metri. Directorul interimar consideră că nu are de ce să dea un răspuns acuzațiilor de pe Facebook. Pe o rețea de socializare este dreptul fiecăruia să se exprime, să-și spună acolo o opinie. Până la urmă, pe o rețea de socializare nici nu prea ai foarte multă măsură în exprimare. Elevii sunt în școală și ei văd foarte bine că au fost tăiați acești arbori, dar sunt încă multe exemplare de conifere, de pin, de molid, de vârste diferite, adevărat, sunt câteva exemplare de larice, un conifer rar cu frunze căzătoare. Eu m-am implicat în proiecte ecologice și aici, în curtea școlii, sunt arbori plantați de mine cu elevi, de acum 20-25 de ani. Curtea interioară a colegiului urmează să intre într-un proiect de reasfaltare, întrucât terenul de sport este foarte crăpat și prezintă denivelări.